Burta. Bună dimineața, bun găsit tuturor, Luxport Live. O nouă zi, o nouă zi în care ne îndreptăm atenția către cea de-a doua semifinală a Cupei României. Știm foarte bine, în Manșa Tour, Universitatea Craiova s-a impus fără drept de apel 3-0 împotriva celor de la Viitorul Pandurul Târgu Jiu, o echipă care, trebuie să spunem că este surpriza acestor semifinale. În mod normal, oltenii nu ar avea niciun fel de emoție, sunt cu mai mult de un pas în finala Cupei României, acolo unde vor întâlni Astra Giurgiu. Astra Giurgiu pe care am văzut-o aseară, pe stadionul Dinamo, cu un gol primit pe final de partidă de la Andrei Radu. Ne-am adus aminte într-un fel sau altul de golul pe care Gică Hagi îl marca în 1994 împotriva selecționatei Columbiei în Statele Unite. E adevărat, Hagi și-a dorit să așeze mingea acolo. Andrei Radu a vrut să centreze, dar a ieșit gol, așa cum nu se putea mai bine pentru dinamoviști, însă finalul, și mă refer aici la loviturile de departajare, le-au dat câștig de cauză celor de la Astra și, repet, Astra ajunge în finala Cupei României, o finală de care ne vom bucura și prin prisma prezenței suporterilor, pentru că va fi o finală găzduită de stadionul Ilie Luană și, după ultimele informații, 50% din capacitatea stadionului va putea fi folosită, însă cu noile reguli pe care le știm cu toții și cu care vom fi obișnuiți zi de zi să trăim. E vorba de un vaccin pe care unii dintre noi poate îl au sau de un test PCR care le va permite suporterilor să fie prezenți la această finală. Sunt multe discuții legate și de Liga 1, nu vreau să vă obosesc prea mult pentru că s-au născut fel de fel de reacții după meciul de la Giurgiu dintre FCSB și Academica Clinceni și de o parte și de alta. Știm foarte bine prietenia din trecut ale celor două cluburi, încă de când Academica Clinceni era în Liga a doua. Jucătorii care au fost în trecut la Steaua sau FCSB, actualmente la Academica Clinceni și care au jucat fotbal și au reușit să îi pună o piedică pe CSB-ului, care ar fi putut să profite de faptul că Șepși învicea cu câteva ore mai devreme la Cluj CFR. În fine, multe lucruri pe care le vom discuta. Trecem un pic și pe la Liga a doua. Pas cu pas, alături de Marcel Pușcaș, căruia îi mulțumesc pentru prezență în primul rând și îi spun bună dimineața. Bună dimineața. Avem multe lucruri de discutat. Am evidențiat așa doar două, trei dintre ele, pentru că zi de zi fotbalul românesc naște noi povești și pentru că vorbim de povești, mulțumesc pentru prezență și pentru faptul că nu ai venit singur. Ai venit însoțit de cele două cărți pe care le-ai scris în ultima vreme. Două cărți din care noi avem de învățat, fotbaliștii sunt sigur că au și ei de învățat, pentru că una se numește Cum devii fotbalist. Acum, noțiunea asta de fotbalist a devenit din ce în ce mai sensibilă, dacă mă întreb pe mine. Mulți dintre ei poate sunt jucători până la ajunge fotbaliști, au mult de lucru. Și Fotbalul în cârje, și cred că este un titlu care se potrivește la fix cu ceea ce vedem noi zi de zi în România. Da, am parcurs un an, și mai bine de un an, destul de greu, cu mult timp petrecut în casă, ca mai toți, și atunci am profitat de timpul avut la dispoziție și am scris două cărți. Una, Fotbalul în cârje, se referă la 50 de ani de activitate fotbalistică, început în 1970 și până în 2020, în care, mă rog, scot în evidență un parcurs personal, dar și cu legături între cluburi, oameni, fapte, portrete, interpretări, o sinteză post-revoluționară a fotbalului românesc, cu bune, cu rele, cu Mircea Sandu, cu Burleanu, cu Cupa Campionilor. Mă mai refer în ea și la felul în care tratează un sportiv, în general, o perioadă soldată ca urmare a unui accident destul de grav petrecut pe un teren de fotbal, cu trăirile pe care le poate avea. M-am dat pe mine ca exemplu, ca să nu dau pe alții, dar sunt convins că și alții au trăit la fel. Cu urcușuri, cu coborâșuri, cu... mă rog, a trecut bine cartea și încă se mai cere.
Iar cea de-a doua, Cum devii fotbalist, este o carte în drumar. Ea este un rezultat al iar al unei activități destul de lungi la copii și la juniori. Am avut prima școală de fotbal privată din România în 1995, vreo 6 ani, pe urmă în federație cu răspunzând de centre de excelență și așa mai departe. Plus, în decursul timpului am fost supus unui tir de întrebări venite din partea părinților. Dacă va ajunge copilul fotbalist, ce trebuie să facă, dar ce antrenor îi trebuie, la ce club să-l ducă, dacă are nevoie de impresar, dacă n-are, cum să-și petreacă timpul, cum să-și împarte timpul din cele 24 de ore în mod optim ca să poate să, știu, să îmbine și școala și fotbalul. Am încercat să etapizez, le-am trecut și o mică parte așa de istorie celor tineri, istoria fotbalului, pentru că e nevoie de ea ca să știe de unde pleacă, pentru că fotbalul are un caracter profund militar, de fapt performanța în sine. Sunt o grămadă de denumiri, rezultate sau provenite din strategiile sau din istoria militară, știu, atac, apărare, contraatac, flancuri, aerian și așa mai departe. Iar viața pe care trebuie să o ducă și felul în care trebuie să abordeze fotbalul și performanța este destul de, să un regim destul de strict dacă vrea să ajungă la performanță tânărul respectiv. Și după care etapizez pe niște vârste toată povestea, de la 7 la 12 ani, de la 12 la 15, la 16 ani. Sunt alte repere. Și așa mai departe, fac și o fișă a postului, o fișă ideală a postului, din punct de vedere, știu, temperament, la portar, la fundaș și așa mai departe. Nu intru foarte mult în detalii tehnice, chiar aproape deloc, pentru că nu e o carte tehnică, este o carte de atitudine. Cum trebuie să fii pregătit atunci când debutezi la 16, 17, 18, 19 ani într-o echipă de seniori, ce înseamnă tupeul, ce înseamnă curajul, ce înseamnă încrederea, de unde provin ele, cât timp trebuie să aloci zilnic antrenamentului și așa mai departe. Deci o carte care și ea s-a bucurat de succes, este încă pe piață și probabil că cu ocazia zilei de 1 iunie încă vor fi cereri. S-au dat, au fost cluburi care au cumpărat cu sutele cărțile și le-au dat copiilor. Și aici în top aș trece UTA, copiii de la Dinamo, copiii de la Interstar Sibiu, de la Viitorul Cluj, de la Liceul Sportiv Banatu, de la Alba Iulia, Liceul Sportiv Oradea, Kinder Târgu Mureș, vorbesc de Interstar Sibiu, Galațiu, Botoșan. Deci cartea a ajuns cam în toate județele țării și cei care, cluburile care au dorit să sugerând părinților să cumpere cartea sau să o facă cadou copiilor, sau cluburi care au făcut pur și simplu cadou copiilor această carte. Sunt două, zic eu, realizări în decurs de un an. Am muncit destul de mult la ele. Prima a fost mai grea, a doua mi-a fost mai ușoară, Cum devii fotbalist, pentru că fiind la debut prima, nu știam exact cu tehnoredactarea, multe, o grămadă de lucruri tehnice mă depășeau sau nu le știam și atunci ușor, ușor le-am prins din mers. Iar cu a doua a mers destul de repede. Calitativ sunt foarte bune. Una este alb negru pentru că e și, știu, patina timpului, să zic exact, așa, 50 de ani. Iar cealaltă pentru copii este full color, cu hârtie de calitate, cu coperți de calitate, în așa fel încât să nu le deterioreze cei mici. Cartea a doua, Cum devii fotbalist, se adresează tinerilor între 7 și 21 de ani. Sigur că până acum a fost achiziționată de părinții copiilor de până în 14-15 ani, mai mult. Dar cred că și lui Popescu de la Steaua ar fi bună o carte de genul ăsta, da. Pentru că și lui Moruțani ar fi bună, pentru că și lui Iperianu și lui Horșa, de exemplu, și mai multor tineri care n-au împlinit încă 21 de ani sau sunt până la vârsta de 21 de ani, cred că sunt lucruri pe care pot să le învețe, dacă vor să se uite în urmă să vadă ce le-a lipsit și ce n-au făcut din ceea ce sugerez că ar fi trebuit să facă.
sau ceea ce urmează să facă pentru cei mai mici, 10-15 ani. Pentru că această carte, cum devii fotbalist, de exemplu, la nivel de cadou, știi foarte bine că la turnee se dau premii, medalii, diplome și așa mai departe. Din a doua zi, odată obținute, ele devin amintire. Ori, la 15 ani să ai deja amintire a doua zi după ce ai luat o medalie, e cam mult. Sigur că e bine să ai o amintire, dar parcă e mai bine să mai ai cartea asta în casă, zic eu, și peste 6 ani să te tot inspiri din ea și să vezi ce îți mai trebuie ca să devii fotbalist. Spune că au nevoie și te întreb doar de acest jucător, Octavian Popescu, a apărut de nicăieri, la prima vedere. Câte lipsuri ar avea el și cât de multe lucruri ar înțelege el din cartea aceasta pe care ai scris-o? Fotbaliștii nu sunt neapărat cunoscuți prin aplecarea spre a citi. Ei provin din a patra categorie, din socială, dar o carte este binevenită pentru oricare dintre puști, dintre tineri. Pentru că din orice domeniu poți să înveți ceva. Nu neapărat să fie o carte de sport sau de fotbal. Exact. Sunt cărți motivaționale, sunt filme pe care le-ai văzut cu Karate Kid, cu basketbaliști, cu hocheiști, cu rupturi de picior, cu gimnaste, cu boxeri proveniți din categorii, din cotloanele societății, ajunși campioni și așa mai departe. Deci toate astea, dacă ai cât de cât dorința să înveți ceva și ai și ceva în cap, poți să extragi esențialul și ceea ce îți folosește ție în carieră. Pe mine unul, de exemplu, când eram tânăr, mă motiva o treabă de genul ăsta. Dacă îmi povestea cineva de, știu, de Dobrin sau de când eram mic, sau ce a făcut el, sau îl vedeam într-o fază, mă motiva și încercam să mă inspire, bineînțeles, pe măsura talentului pe care le aveam. Dar filmele la fel, o carte la fel. Și sunt printre ei și tineri care sunt interesați de să citească. Pentru că altfel nu ai cum, dacă trăiești în acest mediu și să nu fii informat, să nu fii aplicat spre, nu doar spre partea strict tehnică și fizică pe care trebuie să o parcurgi, și spre citit, e destul de dificil. Nu ți-am dat să citești nici opere, nici Kant, nici Hegel, nici Freud. Nu. Este vorba despre tine, despre un gigel, așa îl numesc în carte, cu care mă plimb de mână de la 7 ani până la 21 de ani, să răsfoiască. La fiecare capitol există o sinteză, concluzii. Dacă n-are răbdare să citească capitolul respectiv, măcar să citească concluzia, să o extragă de acolo și să rămână în cap. Ai făcut treaba aia? Nu. Și să nu se mire după aceea la 20 de ani când eșuează, deci să caute motive în alții sau în alte lucruri referitoare la eșec. La fel pentru părinți. Sunt vreo 20-30 de întrebări la care încerc, pe care le pun și le pun părinții în mod firesc. Dacă va ajunge fotbalist, vrea să fie ca Messi. De multe ori părinții vor să fie ei fotbaliști, să se regăsească, să-și regăsească practic lipsa succesului sau eșecul, să se compenseze în cei tineri, uitând de multe ori de talentul pe care l-au copiii sau de puterea lor de muncă sau poate chiar de dragostea față de mișcare, de sport, de fotbal. Și atunci le dă înainte cu 10 ani cu, știu, plată la antrenori, plată la cluburi și așa mai departe, cantonamente, echipament. Nu-i rău, pentru că se mișcă copiii și au nevoie de așa ceva. Dar să nu se mire că nu vor deveni performeri. Nu, n-am descurajat pe nimeni în carte și nici vreau să descurajez, dar trebuie un echilibru între ceea ce, să există un echilibru între ceea ce pot copii real, ceea ce înseamnă talent, o selecție reală, mediul în care trăiesc, cine îi pregătește și dacă rezistă tuturor barierilor pe care le pune viața, treapta, capacitatea, examen de capacitate, examen de bacalaureat, o accidentare, o căldură, o boală, frigul, ploile, antrenorii. Haideți să luăm, îți mulțumesc mult pentru toate aceste lucruri scrise în cele două cărți. Hai să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la poveștile noastre.
Am revenit la Luxor Live, alături de Marcel Pușcaș. Să ne updatăm un pic cu actualitatea. Vedem ceea ce se întâmplă în Liga 1, în Liga 2 și aș începe discuția noastră cu ultima perioadă petrecută din punct de vedere al președintelui la Universitatea Craiova, o echipă care, în mod normal, este cu un pas, mai bine de un pas, promovată în Liga 1. O ambiție a patronului Adrian Mititelu de a... Iată că echipa promovat era acolo de la Liga 3 la Liga 2, o echipă care a născut un proiect sănătos, cu o bază de pregătire bună, cu o bază financiară bună, jucători pe care i-am mai văzut și prin Liga 1 acum câțiva ani și o echipă care într-adevăr a reușit să se mențină pe primul loc și până la play-off-ul de Liga 2. Este mare lucru ce se întâmplă la Craiova. Sigur că răspunsul lui Adrian Mititelu a venit ca pentru fotbal și pentru acest proiect a venit datorită a două lucruri. Odată o obligație sau o presiune, obligație și o dragoste față de fotbal și față de echipă, venită dragostea și din partea suporterilor, care sunt nu puțini, și doi, și datorită posibilităților financiare începând din anul 2016-17 pe care le are. Și atunci parcursul a fost foarte bun, s-a promovat fără înfrângere, etape în șir, echipa și în Liga 2 a evoluat sau a terminat meciurile fără înfrângere, a condus cam tot timpul ostilitățile, s-a aflat pe primul loc, s-au făcut transferuri importante și se pare că și bune pentru Liga 2 și pentru obiectiv, cu 20 de jucători aduși în vara trecută, mulți dintre ei, cum ai spus, s-au evoluat și în Liga 1. Părerea mea că lucrurile sunt deja tranșate, în ciuda calculelor pe care le mai fac unii și alții, și motivez această declarație pe baza faptului că se încurcă și ele între ele, locul 2 cu 3 cu 4 cu 5. Exact, și acum Universitatea Craiova la Rapid, nu mai departe decât ultima etapă. A pierdut FCU la Timișoara, dar n-a bătut nici Rapidul și n-a bătut nici Mioveni. Exact. Deci mai sunt trei etape, mi se mai pare. Și joacă între ele. Trei etape, joacă cu Rapidul, dar joacă și Mioveniu cu Rapidul. Orice înfrângere a Rapidului o păstrează, o menține pe Știința pe primul loc. Orice victoria a Rapidului duce pe Mioveni pe locul 3 sau 4 și stabilizează acolo. Deci, părerea mea că lucrurile sunt cam, cred că un egale mai trebuie. Cum va fi, cum va trăi acest oraș? Periculos. La trei periculos, pentru că taberele sunt împărțite, majoritarii sunt și ultrașii sunt la FCU, la Liga 2. Dincolo sunt oamenii, mă rog, sămânțare, cum îi spun, le spun ultrașii. Și probabil că o să se lase cu scântei în Liga 1. Timpul va decide care este stabilitatea mai mare, cine va avea stabilitatea. Diferența este că Mititelu este băștinaș, Mititelu este un om implicat de ani buni în fotbal, iar dragostea lui pentru acest joc și pentru acest club în special îl face să e în stare, e capabil să vândă tot ce are. Deci multe lucruri pozitive i s-au întâmplat în viață datorită fotbalului, dar și multe lucruri negative din cauza fotbalului. Ia uite că, din păcate, pentru că vorbim de partea a doua a lucrurilor, din păcate el nu este într-o situație plăcută, tocmai din cauza unor transferuri legate tot de la fotbal. Mihai Costea. Tot de la fotbal, da. Deci e de apreciat totuși tenacitatea lui și acum, sincer să fiu, nu știu câți investitori în fotbal sau oameni de fotbal, odată ce au început să le meargă niște afaceri sau să le repornească niște afaceri în 2016-17, ar mai fi investit milioane de euro într-o altă echipă, tu știind că ai deja probleme cu vechea. Nu cred că sunt, nu merg pe degetele de la o mână pe toți oamenii cu bani din țara asta.
a stat uite aproape. Copos, Copos, da. De ce nu se... Are și Copos un milion de Copos, euro, Copos, Borcea, 3, 5, da, 10. George Copos, de ce nu Cristi se mai Borcea, nu știu, Nicolae Badea, sunt foarte multe exemple. Nicolae Badea, Nicolae de la Astra. Astra, chiar, exact. Nicolae de la Brașov. Deci adică... nu-i mai vezi, Pascani. Deci oameni care au trecut prin fotbal și au capătat Borumboiu, care măcar exact, o echipă de Liga 3 sau de copii putea să ce? Nu mai vrea de să ce? Audă. Pentru că a fost împreună la Star de Proiect, a fost relativ... N-am fost, eu am mers în Liga 3, el promovase, sau echipa promovase din județ, din capătul exact. Județ, deci am scris-o în ultima... Dar a stat împreună mult timp. Aproape 2 ani, un an și 9 luni. Și a străit, da, promovarea, spuneam, de la Liga 3 la Liga 2, pe lângă o ambiție personală și cred că pasiunea pentru fotbal, că el nu poate să trăiască fără fotbal, a mai avut și o altă motivație, a vrut să demonstreze că aceasta este adevărata echipa Craiovei și că ceea ce s-a întâmplat după... Este pasiunea, în primul rând, că fără ea trebuie să fii puțin nebun. Trebuie să fii puțin nebun să bagi atâția bani în fotbal. Trebuie să... O nebunie frumoasă, zic eu, pentru că trebuie să, într-adevăr, să iubești clubul ăla, să iubești fotbalul în primul rând, să iubești orașul, să iubești clubul, comunitatea și probabil că Adrian Mitelu s-a simțit și puțin obligat față de suporteri, pentru că acești suporteri care sunt la ora asta fani FCU 1948, au însoțit echipa în campionatul județean. Ne-am trezit la Timișoara cu ei, ne-am trezit la, știu eu, la Sibiu și așa mai departe. Ori această echipă nu se referă strict la dragostea craiovenilor sau oltenilor. Sunt în Ardeal foarte, foarte mulți suporteri, foarte mulți suporteri din zona Cluj, Alba, Mureș. Sunt în Banat, în Timișoara, foarte mulți suporteri și... Păi a fost meciul de cupă acum un an și ceva cu Cluj. Noi am jucat marțea, mi se pare, cu Cluj. Deci o echipă din Liga 2 cu o echipă din Liga 3, noi eram cea din Liga 3, au fost 12.000 de spectatori. A doua zi a jucat pe același stadion, pe Oblemenco, CSU Craiova cu Reșița. Deci o echipă din primul eșalon cu o echipă din al doilea eșalon. Au fost 5.000. Asta este de 5 ori mai mulți suporteri în două zile la rând pe aceleași locație, în aceeași competiție cu o echipă de nivel superior. Ți-ai fi dorit să fii în continuare președintele acestui club și iată să promovezi în Liga 1? Bineînțeles că mi-aș fi dorit, dar mă rog, cum se întâmplă în viață, mai sunt și discuții și lucruri care în multe lucruri am vorbit aceeași limbă. E greu să lucrezi cu Adrian Mititelu. În altele nu. Și am considerat că e mai bine să ne despărțim, că nu are sens să ne contrăm sau până la urmă sunt banii lui, gândirea lui, n-ai cum să schimbi mare lucru într-un club în care cel care plătește și știe fotbal. Adică mare nevoie de președinte nu are. El știe, mare știe nevoie de președinte, adică nu are. Toată lumea vorbește acum de Gigi Becali, da, de la FCSB. Da. El este totdeauna, nu se ferește să spună că se implică la echipă. Și au trăit momente apropiate din punct de vedere al rezultatelor, al performanțelor și cu ani în urmă. Da, atunci când ambele echipe, da, vorbind de Universitatea Craiova și Steaua, se luptau în Liga 1. Este un om care a învățat fotbal în toți acești ani, nu? Păi, fotbalul se învață, dar niciodată nu e nimeni atot știutor. Și mai sunt niște lucruri pe care, chiar dacă ai bani și îți place fotbal și ești pasionat, pasional, cum vrei să îi spui, sau provii din rândul suporterilor, pentru că Adrian Mitelu a fost suporterul acestei echipe, în primul rând. Deci este un patron tip suporter. Și atunci, știu, felul în care de multe ori vede lucrurile este limba sau mentalitatea suporterilor. Ori în actul de conducere al unui club, profesionist cu adevărat, trebuie să nu să te delimitezi, dar să ai un echilibru între ce își doresc suporterii, care până la urmă nu ei țin financiar clubul. Poate că în unele locuri din Europa se întâmplă să susțină în mare multe locuri, într-adevăr, dar la noi nu-i cazul, cu excepția DDB-ului în mare. Și atunci trebuie să fii ponderat și să vezi, să ai un echilibru.
chiar dacă la un moment dat ne mulțumești o masă de suporteri, nu poți să pui urechea, să pleci urechea la orice intervenție a fiecărui suporter. Să te uiți pe Facebook și să apară 5.000 de variante de jucători, de nume de jucători, și tu să spui că dacă 2.600 majoritatea au spus adu-l pe Zelgin la mine, fundaș stânga, îl aduc fundaș stânga pe Zelgin. Nu e așa. Și multe alte lucruri. Și aici trebuie lucrat. În orice caz, foarte mulți președinți de club din România, președinți, mă refer la cei cu bani, la cei cu titlu executiv, au încercat în ultimii, 15 ani să limite pe Gigi Becali. Gigi Becali a devenit un model pentru președinții de club din țara asta, pentru investitori, așa zi și investitori, că nu toți investesc, mulți împrumută cluburile. Așa, nu pot să nu mă numesc investitor, că n-am investit, doar împrumut și mi-au banii înapoi. Și atunci îi limite. Uitați-vă la gestica, când apar pe micile ecrane. Uitați-vă la felul în care tratează antrenorul, felul în care face declarație de presă. Gigi Becali a devenit un model pentru președinții, patronii de cluburi din România, inclusiv pentru cei bugetari. Cine îl copiază așa în Liga 1? Păi sunt din ce în ce mai puțin, pentru că nu mai sunt mulți în libertate, dar au fost ani buni în care toți vroiau să apară la televizor dând declarații, din astea tip wow, senzaționale, inclusiv gestica cu mâna, inclusiv tonul vocii. La cine să ne gândim din... La cine vreți. Din ultimii 15 ani. Absolut toți cei care au avut rezultate. Este un model, acum dacă e pozitiv, că e negativ, fiecare după chipul și asemănarea lui sau clubului respectiv. Diferența între ei și Gigi Becali este una esențială. Gigi Becali a avut pe mână de la bun început, din 2003, un club, se poate, cel mai mare brand al României, cea mai mare vitrină sportivă și nu doar sportivă a României, Steaua București, din care putea vinde și un rahat, să zic așa. Pe când ceilalți de la celelalte cluburi din țară trebuie să facă mari eforturi ca să ajungă la vinde. Și la noi nu e numai România valabil. Steaua Roșie Belgrad, de exemplu. Una e să joace Pușcaș la Steaua Roșie Belgrad și alta e să joace la Niș sau la Voivodina Novi Sad. Nu e același lucru, nu e același preț de vânzare. Absolut. Și atunci, sigur că Gigi, poftim, acum nu știu dacă suma reală de pentru transferul lui Man, să zicem, sau urmează Muruțan, sau știu cine mai urmează, sau Gardoș, sau Chiricheș, fost de 7, 8, 9, 10, 12 milioane, Stanciu. Pentru că fotbalul românesc nu este de 10 milioane de euro. Atunci, când cineva îl cumpără pe al de Stanciu sau pe Chiricheș, se gândește, ok, joacă bine, dar contra cui? Unde joacă? Contra cui joacă bine? Contra unor echipe care n-au ce căuta de la, sau nu pot să bate pe nimeni, de la Ruse încolo sau de la Nădlac încolo. Și atunci acolo joacă bine. Dar când mergi în campionatul Italiei sau al Germaniei sau chiar al Belgiei, Franței, Spaniei, nu mai sunt aceiași adversari. Nu mai ai gaz metan mediaș, nu mai ai să dai goluri când vrei tu și cum vrei tu. Sunt alte datele probleme. Nu mai ai meciuri cu, voluntariu. Steaua. Nu se termină această poveste și iată că Steaua de la Liga 3 este în aceste meciuri de baraj de promovare. În principiu se vor întâlni din nou cu cei de la FCSB. Ai lucrat acolo mulți ani. În continuare, la fel cum e la Craiova, sunt taberele împărțite. Da, unii susțin FCSB, alții Steaua. Este o inepție ceea ce dorește CSEA Steaua. Unul la mână. Eu am fost autorul proiectului de privatizare al secției de fotbal în anul 1998. Eu, omul care stă în fața ta acum. Nimeni din club la vremea respectivă, dar absolut nimeni, de la Dănilescu până la Gațu, nu doreau această privatizare. Pentru că nu știau cu ce se mănâncă, le era frică de nou, așa s-au obișnuit, din vari motive. Nu mai dezvolt subiectul acum. Până la urmă, ea s-a făcut de nevoie, din cauza sau datorită Ministerul Apărării Naționale și datorită legii profesioniste de fotbal. Acea privatizare s-a făcut cu acceptul Ministerului Apărării Naționale și a conducerii clubului sportiv al Armatei Steaua București. Deci s-a dat
cum să spun, o decizie de către Tribunalul București pentru privatizarea fotbalului Stelist în 98. Că după 5 ani, odată cu venirea lui Becali, care împrumutând clubul și pe Păunescu, și nu mai avea băiatul ăsta să bani să-i dea înapoi lui Becali, și a dat clubul în 2003, mi se pare, da? Și ce a urmat după aceea? Atitudinea lui Becali față de foștii fotbaliști, față de suporteri, față de clubul Steaua, față de Armată, știu, au dat de gândit unora care ar putea găsi niște portițe să readucă echipa de fotbal. Ok, dar privatizarea în fond a fost făcută. Faptul că Gigi Becali a fost un ignorant și nu a putut să-și păstreze sau să-și obțină marca și palmaresul, lucrurile formale, este un adevăr de care profită din nou CSA Steaua. Dar, repet, acest fotbal profesionist nu poate să se facă la nivelul României și la nivel european mai abitir decât cu cluburi private. Nu există clubul sportiv al Armatei München, nici Liverpool, nici Dortmund, nici Real Madrid, nici Pisa, nici Atalanta, nici Napoli, nici Panathinaikos. Nu există în Europa așa ceva. Și atunci ce vreți voi, clubul sportiv al Armatei? Să revină, să parcurgă etapa în Liga a doua, să treacă în Liga a doua, ca să vină din nou ziua, să vinzi din nou clubul. Cui să vinzi clubul? Unui alt Becali. Poate vine un alt Becali, pe care de data asta militar o să-l considerăm cu față umană. Un Becali care să nu știu ce, să nu știu cum. Deci, dar privatizarea este inevitabilă. Și atunci ce faci? O privatizezi același fotbal al aceleiași instituții militare de două ori? Adică e absurd. Nu știu încotro se îndreaptă oamenii ăștia. Nu neapărat sunt eu fan Gigi Becali. Dar clubul sportiv al Armatei Steaua e practic e un orgoliu personal, zic eu, între câțiva membri ai clubului sau din conducerea clubului și persoana numită Gigi Becali. Nu este, pentru că dacă, de exemplu, Gigi Becali ar fi dat 37 de milioane de euro, punem ipotetic, cât au cerut pe palmares, pe siglă, probabil securarea războiului era îngropată. Deci ce vă interesează pe voi cei de la Steaua? Să aveți fotbal la club sau banii lui Becali? Ce v-a deranjat de fapt cel mai mult? Banii lui Becali, wow! La echipă bugetară? La echipă armate române? Interesează banii? Plus că, să fim serioși. Te-au surprins și pe tine aceste cifre legate de salariile de la armată la acest nivel? Nu mă, și asta e o problemă, pentru că atâta timp cât societatea civilă și nu numai, văd pe toate posturile de televiziune, nu? Wow, salarii nesimțite ale procurorilor, ale magistraților, ale polițiștilor, ale știu eu cui, nesimțiți naibii. Păi, nesimțiți naibii, nu vă luați și de salarii de la clubul Steaua, ale fotbaliștilor? Sunt cluburi de fotbal militare. În toate țările, armatele joacă fotbal, exact. Între ele, acolo, un campionat, un fel de spartachiadă, sau cum era pe vremuri. Dar ăia sunt plătiți ca ofițeri, merg frumos până la 5, până la program, și după masă, la ora 6, 7, seara, la nocturnă, joacă un fotbal. Atât. Nu se pune problema de profesionism acolo. Ori nu știu ce se dorește cu acest pauză. Da, o ultimă pauză la emisiunea noastră de dimineață și revenim. Mulțumesc mult! Am revenit la Lux Sport Live alături de Marcel Popescu, Marcel Pușca, Popescu, și de că toți vorbeam de Octavian Popescu. Da, și vorbeam de tot ceea ce se întâmplă, da, la Steaua. De faptul că ai spus clar, pentru tine Gigi Becali, FCSB-ul, reprezintă clubul care a continuat peste ani ceea ce a înființat armata, însă sunt oameni care se dezic, deși au trecut și au deschis și ușa patronului FCSB-ului la momentul respectiv, au și jucat, au și antrenat, acum nu uită momentele respective. Da, ceea ce nu-i frumos și observ și eu pe toate posturile, foști jucători, au fost și mie colegi sau din generațiile mai tinere, care susțin, știu eu, ce se Steaua ar fi adevărata Steaua și eterna poveste cu adevărata și neadevărata Steaua.
Păi mai, fraților, Iulica Miu, tu de cine ai fost plătit, colegul tău? N-ai fost angajat la Gigi Becali? Lăcătuș, Jovan, Bumbescu, nu au fost angajații lui Gigi Becali? Eventual, și ce mai, Ogăraru. Ne-a surprins o dacă declarație. Dacă nu erai la Gigi Becali, mai ajungeai la Ajax? Nu știu, mă întreb. Deci ne-am mis, sunt băieți foarte buni și sunt, să repet, la unii le-am fost președinte, Ogăraru chiar eu l-am adus la echipa întâi, l-am promovat de la 16 exact. Ani. Cu ceilalți am fost colegi de echipă. Măcar dacă n-ai fi activat în cadru sau la Gigi Becali, gen Stoica sau Bellini sau știu cine din generația veche, nu foarte poți să îți emiți un punct de vedere în privința adevăratei identități. Dar atâta timp cât ai fost plătit de un om, și la Craiova același lucru, toți cei de la, din cadrul centrului de copii junior de la CSU Craiova au fost plătiți 5-7 ani de zile de Mititelu. Și acum spun, nu, dom'le, noi suntem Craiova cealaltă, adevărata Craiova. Deci lucrurile e ca șclinele, sau cum e, fără, care nu-i la ursul, care nu-i la miere. Deci ea angajează-i pe băieții ăștia înapoi de Gigi Becali, dă-le câte 50.000 de euro pe lună și o să vezi că o să spună că Gigi Becali steau. Deci asta e adevărul. Deci degeaba o lălăim și încercăm să o ne scărpinăm cu dreapta stângă. Te-a surprins atitudinea lui George Ogăraru? A fost un interviu de 7 mai, el practic repet, este omul a fost care... George Ogăraru a fost angajatul lui Gigi Becali. Gigi Becali a dat să mănânce lui George Ogăraru. Cum poți să spui? Deci, întrebarea e simplă. Băi, Ogărarule, Georgică, unde ai jucat? Ogăraru n-a jucat o secundă la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Pentru că în 98 s-a făcut FC Steaua. Ogăraru nu debutase, a debutat prin 2000. Avea doar 16 ani atunci. Deci Ogăraru a jucat doar la Steaua privată. N-a jucat nici o secundă decât la juniori, la CSEA Steaua. Despre ce vorbim? Mi-e drag George și un băiat de treabă. Dar de ce nu să vor treci să treci așa dintr-o extremă în alta, mi se pare... Bine, mă rog, nu este singur, exact. Fiecare gândește, probabil e vorba și de un interes propriu. Acum, mâine să spun eu că dacă un an și 9 luni, 2 ani n-am plătit Mititelu, să nu se spun că nu, domne, nu, Mititelu nu-i Craiova adevărată și o porcărie acolo și nu mă interesează și că ăialalți sunt mai buni. Sau adevărații. Nu pot să spui. De ce ai lucrat acolo? Exact. Ai acceptat lucrurile acestea. Vreau să vorbim pe final și de Federația Română de Fotbal. Iată, se pregătește Răzvan Burleanu de un al treilea mandat. El a schimbat dimers regulă la Federație, dacă îmi permit să glumesc puțin, pentru că până acum, dacă nu greșesc, erau două mandate, nu? Au fost două până la finele primului mandat, după care s-au făcut trei. Da. A fost primul mandat. Și acum, în 2022, va câștiga și va face al patrulea mandat. Tot așa. Pentru că am fost prezent la primele alegeri, da. Am fost prezent în sală la Federația Română de Fotbal, ai fost unul dintre oamenii care a participat la șefia FRF. După aia, lucrurile s-au schimbat, țin minte că ai spus, îl susțin pe Răzvan Burleanu, da. Voturile pentru mine, vă rog să le îndreptați către el, pentru că îmi doresc o federație, probabil nu, așa s-au gândit lucrurile la momentul respectiv. Da. După aia, zi de zi, ai înțeles altfel lucrurile la federație. Așa e. Zi de zi, adică după vreo 6 luni am înțeles de fapt ce dorește băiatul ăsta. Își dorește doar scaunul sub fund, nimic altceva. Nimic altceva. Sunt mulți ani, da? 7. 7 spre 8, dacă îți repet, la anul sunt din nou alegeri. Da. Echipa națională am văzut-o prezentă la un singur turneu final, la un Euro. Era deja jumate calificată. Fotbal românesc, te las pe tine să-mi spui cum l-ai văzut în ultimii ani. Fotbalul românesc, am înțeles că s-a dorit încurajarea celorlalte forme ale jocului de fotbal feminin, futsal. Ia câtă unde suntem, nu ne calificăm nicăieri, nici cu cele două forme, 7 ani. Avem o prezență la Olimpiadă și o echipă de tineret calificată de dor la... O prezență la Olimpiadă, calificări pe care nu pune fotbalul profesionist mare preț.
ca dovadă că în meciurile de calificare, fotbaliștii compatibili cu vârsta sub 21 de ani, Mbappé, Havertz, știu, Sancho și așa mai departe, nu au participat la jocurile echipelor lor naționale. Pedro nu interesează. Participarea fotbalului, ca și a basketului de altfel, la olimpiade este de, știu, apanajul sportivilor amatori. Nu-ți vin profesioniști la olimpiadă. Dar nu asta e o problemă. E bine că ne-am calificat după 64, după nu știu câți, 57 de ani. Mai scoatem și noi. Foarte bine. Problema e cu ce a crescut fotbalul românesc. Păi asta, ce îi recomandă lui Răzvan Nimic. Burleanu Dimpotrivă. Să continue? Dimpotrivă. Și atunci de ce se bucură totuși de o susținere? Pentru că va câștiga alegerile încă 48 de ani, 50 Burleanu, atât timp cât electoratul va fi de factura celui care exista și cu mentalitatea asta. Adică unui fotbal pur amator, unui fotbal impregnat sau profund captat de interesele astea meschine, de lucruri de 2 lei, 2 minci, 3 tricouri, 5 pulovere, 6... Dacă asta e esența fotbalului în România, atât de ușor, ne merităm soarta. Asta e. Atât de ușor se oferă un vot? Da. Da. Păi uite-te la competiții. Sunt 100 de echipe în Liga 3-a. Nu retrogradează niciuna. Care e motivația? Uite-te la competițiile de juniori. Uite-te la calitatea antrenorilor, care deși au licență pro, aveți, doamne, necesară, dar necesară doar la cluburi, la echipele naționale nu. Prădoi și Mutu, da? Eu, vezi la posturi, la meciurile pe care le dați voi, ține-mă, ia la mână, organizare. Deci într-un meci, acum două etape, am ascultat de vreo 20-30 de ori cuvântul organizare. Dar ce să organizez? Cum ne organizăm? Evenimente. Cum? Pe dreapta, pe stânga, ce înseamnă organizare? Și multe alte comenzi din astea care spun multe despre ce înveți la școală de antrenor. Ia la mână. Ce înseamnă ia la mână? Cu picior, ia la mână sau cum? Ce vrei să spui antrenorule? Și multe, multe altele. L-am auzit pe Teja acum, marele și el, posesor al licenței A, un tip foarte bine văzut. Am obosit, presiunea mă omoară. Tu n-ai început antrenoratul, Teja. Tu n-ai început încă antrenoratul și te-ai obosit. Și multe, la fiecare meci o să vezi câte o minune de genul ăsta între ghilimele, fie de exprimare, fie de atitudine, fie de fel de a comunica cu presa, cu lumea, cu suporterii. Deci ne dăm seama de calitatea. Mergem mai departe, calitatea arbitrajului. Păi, praf! Nu există, vă dă vouă posibilitatea să tocați la arbitraje 700 de emisiuni pe săptămână. Deci arbitrajul praf, competițiile sunt praf, calitatea antrenorilor este praf. Ce mai trebuie să faci ca să fie fotbalul în cârje? Păi am spus că se oglindește și ar fi atât de făcut deja. Ar fi atât de multe lucruri pe care le-am mai avea de povestit. Promit să ne revedem cu drag în cel mai scurt timp. Hai să ne uităm un pic așa peste programul transmisiunilor. Vorbeam de Liga a doua, avem Ioveni Călăraș, primul meci al zilei, 17:30. După aia trecem la fotbalul, da, Bundesliga, Serie A, La Liga, viitorul Panduric, CSU Craiova, returul din semifinalele Cupei României, două meciuri din Serie A și pe final din nou în La Liga, ora 23, Atletico cu Real Sociedad. Suntem ocupați de fotbal astăzi. Da. Marcel, mulțumesc mult pentru prezența, aștept să ne revedem cu drag. Încă o dată felicitări pentru cele două cărți, pentru cele două realizări personale și nu numai. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Ne revedem mâine de la aceeași oră. Numai bine, o zi cu soare. Yeah.